Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Freshful. Bună seara, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Dacă este sâmbătă seara, sunteți la cină și vă mulțumim pentru asta. Este emisiunea în care șefa Adi Hădean gătește și eu, Ionela Năstase, mă gătesc pentru a-i primi pe oaspeți ca la carte la masă și pentru a le servi multe întrebări cu gust. Invitata noastră din această seară este una dintre cele mai cunoscute cântărețe de operă din România și nu numai. Este frumoasă, e tânără, e talentată, soprana Irina Baianț ne este oaspete la cină. Bun găsit, Adi! Bine te revăd! Ai făcut astăzi toată ziua vocalize, ești pregătit și cu masa? Eu fac înainte să dorm și imediat după ce mă trezesc, doar cu asta mă ocup, cu vocalize, dar sunt pregătit și cu masa. Ce mâncăm în seara asta? Niște rulouri din vițel cu sparanghel și o garnitură de cartofi zdrobiți cu smântână, dulce și smântână, acră și poate și un pic de usturoi, dar mă mai gândesc la asta. Sare, piper, un pic de ulei de măsline, niște unt, asta mâncăm. Să spun eu, e foarte simplu? Da, e foarte simplu, foarte frumoasă rochea. Mulțumesc foarte de mult! Zilele de duminică, mâncam, luam masa în familie, știi, cu toată familia și pe masa din sufragerie aveam așa o față de masă. Bine, mă gândesc dacă să te las sau să te dai la montaj. Le dai oamenilor rețeta? Uite că m-a apucat acum. Doamnelor, domnilor, nu o să vă vină să credeți, dar și rețeta din emisiunea asta e una foarte simplă. Pe bune că e una foarte simplă. Ingredientele super puține. O pulpă de vițel, câteva fire de sparanghel, sare, piper, oaie de măsline, unt. Astea împreună o să formeze niște rulouri din vițel, respectiv baia în care se vor scălda ele 4 minute pe foc iute. 4, poate 5, dar nu mai mult de 5 sub nicio formă. Garnitura de adevăratele, adică și un pic de amidon în viața omului, 3 cartofi pe care îi pun la fiert în coajă, în apă cu sare. Îi scot de acolo, curăț coaja, atorn peste ei un pic de smântână dulce, adaug niște smântână acră, din nou sare, piper, un făcăleț sau ceva ce-o fi pe acolo și am încheiat povestea. Asta e cina de azi. Hai să vedem cum se face. Soprana Irina Baianț este cu noi la cină. Bine ai venit! Bine v-am găsit și mulțumesc tare mult pentru invitație. Noi îți mulțumim foarte mult că ești cu noi în această seară. Irina Baianț, ce nume e Baianț? Nu sună chiar românește, nu? Da, armenesc. Este de origine armenească. Știu despre tine că ești gurmandă. Cum se împacă asta, pofta de mâncare, cu silueta? Cu sport. Cu sport, evident, nu? Da. Și cu, totuși așa, o măsură în ceea ce mănânci și ceea ce bei. Să știi că nu mâncarea e atât de gravă pe cât băutură, mai ales dacă este atât de bună. Merge la cine un pahar cu vin, nu? Da. Te rog, ia loc. Mulțumesc tare. Irina, te-ai născut la București, da? Descrie-ne în foarte multe cuvinte copilăria ta, te rog. A fost o copilărie foarte frumoasă. De când m-am născut, sunt muzică și am făcut muzică dintotdeauna. De la vârsta de 3 ani, de altfel am început pianul, 3 ani și ceva, când am început și baletul. A fost o copilărie plină de experimente, pentru că am stat foarte, foarte mult timp cu mama mea în laboratorul de cercetare, unde, la institutul la care lucra. Și am descoperit o lume fascinantă, plină de bacterii și de alte lucruri, pe care dacă nu le văd eu nu le înțelegeam și atunci a trebuit să mi le arate la microscop ca să le pot înțelege și să mă pot feri și să pot învăța că fructele, de exemplu, se spală înainte să le mănânci și nu se mănâncă așa, inclusiv cu pământ, dacă se putea. Și ai văzut bacteriile la microscop, da, așa? Și a fost fascinant. Da, 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 pentru că eu nu înțelegeam, adică dacă nu le văd, cum ele sunt? Adică cum sunt dacă eu nu le văd? Și atunci mama a zis, bine, hai să ți le arăt și să le înțelegi. Asta înseamnă că speli fructele de fiecare dată, da, de atunci. Da, le mai depinde.
depinde unde sunt. Uite, de exemplu, când mă duc la prietena mea cea mai bună la țară, le iau din copac, le frec puțin de pantaloni și le mănânc. Să-i spunem autoimunizare. Dar a fost o copilărie frumoasă. Jocurile mele au fost portativele, solfegiile, jucatul la pian. Adică în momentul în care îți place ceva foarte mult, cred că nu trebuie să-l înlocuiești neapărat cu joacă. Am fost puțin mai altfel. Mi-a plăcut să mă joc în alt fel. Ce mâncai foarte bun în copilărie? La mine în familie este așa o multietnie, să spunem așa, în sensul în care bunicii mei au fost de origine macedonească. Și bunica, mama mamei, adică mamaia, cum îi spuneam eu, ca să o diferențiez de bunicii din partea tatălui, care erau armeni, de aici numele. În care este pronunția corectă? Baianț. Da, deci bine, numele era puțin mai lung, dar la un moment dat te-a terminat, Baianțian. Baianțian. Și s-a tăiat o terminație din diverse motive pe care nu le dezbat acum, dar a rămas Baianț. Și țin minte chestia asta pentru că atunci când eram mică și mereu mergeam undeva și tata se prezenta, era exact corectura Baianț, nu Baianț. Și mi-a rămas în cap că altfel n-aș fi știut atât de bine cum se pronunță numele. Bun, deci revenim la mâncare. Ce bine arată. Revenim la mâncare. Nici vițelul nu e rău. Da. Hai, mă rog, sau Doamnelor, domnule, ce beți, ce mâncați? Ce ne aduci? Ce urmează să ne pregătești, da. Ne întoarcem la mâncarea copilăriei. Mâncarea acră de castraveți a fost una dintre mâncărurile preferate ale copilăriei. Ciorbele de toate felurile. Și când zic ciorbe, mă refer la cele acre cu adevărat. De lobotă, de ștevie, de salată. Chiar și ciorba de fasole o făcea diferit bunica, mama aia, în fine. Și cu zeamă de varză? Da, exact. Bun, când mergeam în partea cealaltă, înspre Ardeal, de unde erau bunicii din partea tatălui, mâncam foarte multă mâncare ungurească, cumva, adică gulașuri, papricașuri. Faci și tu mâncare astăzi? Da. Stai în bucătărie? Da, ador. Ce-ți iese foarte bine? Îmi ies pastele. Îmi iese mâncarea mai puțin prăjiturile, să știi că la dulciuri n-am noroc. Am ars vreo 3 oale de... E bine că ai încercat, adică... Tort. Bine că m-am oprit la timp înainte să dau foc blocului. Da. Deci la dulciuri nu, dar la mâncare da. Fac supe, ciorbe, supe creme, tot felul de mâncăruri. Una dintre mâncărurile mele preferate este tocănița de cartofi. Aceea simplă, cu gustul de odinioară. Copil fiind, ce-ți doreai să te faci când vei crește? Știi, întrebarea clasică. Tu ce-ți dorești să te faci când vei fi mare, Irina? În prima fază a vieții mele, știu că sunt un caz bun de luat în seamă pentru studii la psihologie, mai am să mă fac cal. Cal? Cal. După aceea am mai crescut și mi-am revenit peste fire. Și m-am hotărât să mă fac musafir. Să știi că eu încă îmi doresc să fiu musafir. Da, de pare că e cel mai frumos lucru. Și să te duci mereu în vizită, să fii servit și să pleci fără să trebuiască să faci prea multe lucruri. Da, nu plătești, nu strângi masa. Da. Spui să rămână pentru masă și pleci. Vasele, exact. Trebuie doar să mănânci ce ți se pune în față, ceea ce e minunat. Deci, da. Ai renunțat la asta cu musafirul? Am renunțat. Sincer, am renunțat la asta cu musafirul, da. Mă simt foarte bine în spațiul meu și prefer să stau, să vină alții la mine, chiar dacă... Ai, ești o gazdă bună, da, de fapt. Da, îmi place foarte mult. Îmi place să am prieteni la mine, îmi place să ne întâlnim, să stăm, să bem un pahar de vin, să povestim, să punem țara la cale, așa. Bun, cal, musafir, apoi? Medic. Medic? Bineînțeles, da, medic. A fost o pasiune pentru medicină reală insuflată de mama. Adică ți-am spus, stând cu ea foarte mult timp în laborator și înțelegând ce înseamnă cercetarea științifică și înțelegând lumea asta cât de frumoasă și fascinantă și curată o vedeam eu atunci, ulterior am crescut și mi-am dat seama că nu e chiar așa, dar m-a fascinat și mi-am dorit foarte mult timp să devin medic. De altfel m-am și pregătit o perioadă de timp pentru medicină, am zis că, mă rog, muzica este importantă, dar de multe ori m-am văzut în punctul în care am vrut să renunț, am fost dezamăgită, am zis că poate nu e drumul cel mai bun, mi l-am dorit foarte mult, am luptat pentru el, dar singurul lucru care m-a făcut să merg mai departe a fost faptul că mi-am dat seama că încă n-am spus tot ce aveam de spus și atunci, până nu termin ceva, eu nu mă las. Ce te-a trimis către liceul George Enescu și mai apoi către conservator? Destinul, soarta. Da, cred că există acolo un drum și ce ți-e dat, ți se întâmplă atunci când este momentul oportun. În meseria ta, ce cântărește mai mult? Talentul sau studiile muzicale? Cumva, pentru constanța performanței scenice, studiul. Pentru existența pe scenă, talentul.
Deci cumva una fără cealaltă nu pot exista. Adică n-ai ce să studiezi dacă nu ai o bază, dacă nu ai un talent, dacă nu ai o înclinație către muzică sau către artă în general. Nici nu poți face performanță mai departe dacă rămâi doar cu talentul și nu studiezi și nu îți dedici timp și nu înțelegi ce înseamnă meseria asta și drumul pe care îl alegi. Dar una fără cealaltă nu pot. Cineva din familia ta a făcut muzică? Absolut nimeni. Și cum îți explici, totuși? Tot pe mâna destinului? Destin. Tot acolo, nu? Da, cu siguranță. Probabil, cine știe, între strămoșii familiei mele să fie existat, probabil cineva cu voce sau cu înclinație către muzică, dar din tot ce cunosc eu apropiat, nu. Cum a fost debutul pe scenă? 4 noiembrie 2010. Mi-am notat aici ca da. Să nu greșesc cumva. Splendid, a fost o reală aventură. Eu am ajuns să debutez din nou printr-o întâmplare. Vreau să numesc mâna destinului, pentru că am pierdut de fapt un pariu la un moment dat și colegele mele de facultate mi-au spus: în anul de facultate trebuie să-ți alegi, mă rog, un repertoriu de arii pe care să-l cânți la examene, la colocvii, la examenele din semestrele facultății, în semestrele anului. Și toată lumea cânta o arie pe care eu o uram din toată inima. O uram pentru că o auzeam cântată în atâtea feluri, atât de divers, atât de... Era saturată mintea mea de acea arie, nu mai suportam. Și atunci colegele mele, eu pierzând un pariu, mi-au spus: bine, te duci la audiție, la casting, la Teatrul Național de Operetă și vei cânta fix aria asta, aria Adelei din Liliacul de Johann Strauss. Mă voi întoarce la asta, dar vreau să știu pe ce ați pus rămășagul. Pe o temă la armonie. Ok. De ale noastre, din bucătăria studenților la conservator, da. Cât de puternică a fost emoția intrării pentru prima dată pe o scenă mare, la debut? Foarte puternică, dar îți spun sincer, la momentul respectiv nu cred că am realizat atât de bine ce s-a întâmplat în seara respectivă. M-am bucurat atât de mult că am fost primită într-un colectiv pe care l-am admirat, că mi s-a dat o șansă și că cineva a putut să creadă în mine mai mult decât credeam chiar eu însămi, că apucă mama mea să vadă că sunt pe scenă și să vadă că drumul pe care eu la un moment dat l-am ales foarte târziu, în care nimeni nu credea că după o viață, adică după aproape 12 ani de studiu la pian, poți să faci performanță într-o cu totul altă zonă, pentru că nu deschisesem până numai devreme de jumătatea clasei 11-a gura să cânt. Și cumva performanțele, evident că se lăsau așteptate, nimeni nu presupunea, nu credea că poți să faci minuni într-un timp atât de scurt. Dar dacă ești bine organizat și dacă ai profesori care să te ghideze cum trebuie, nu-ți stă nimic în cale. Ce ți amintești din acea zi? Părinții erau în sală? Da, ambii părinți erau în sală. Eram foarte fericită. Mi-aduc aminte că am așa flash-uri. Când vorbeam cu profesoara mea la telefon și o rugam să mă încălzească, eu stând la telefon cu dumnea ei pe speaker și făcându-mi încălzirea la pian, pentru că aveam atât de mare emoții încât aveam senzația că nu mai știu nimic din ce trebuie să fac bine. Mi-aduc aminte că mă obosea toată lumea care venea să-mi spună: baftă, baftă, e debutul tău. Mi se părea că pun presiune pe mine și nu voiam presiunea asta, pentru că voiam doar să... Adică preferam discuțiile și în general să știi că sunt așa. Îmi este foarte greu să vorbesc sau să mă întâlnesc cu oameni și de cele mai multe ori nici nu o fac. Două persoane, dacă reușesc să fie în preajma mea înainte de a cânta. Ce faci mai cu seamă înainte de... Este o stare de interiorizare. În primul rând mă rog. Pentru că e foarte importantă această legătură cu universul, cu divinitatea. Pentru că este un har care nu mi-e aparține, care a fost pus în mine și nu am niciun merit asupra lui, decât în măsura în care știu ce să fac cu el ca să-l transmit mai departe. Și chiar aseară vorbeam cu prietena mea cea mai bună după o serie de evenimente pe care le-am avut și dezbăteam așa la un pahar de vin ce înseamnă harul și cât de importantă este smerenia în momentul în care ai un asemenea har și nu consider că îți aparține sau că ești un mic Dumnezeu care face ce vrea cu el. Ești cumva obligat să-l slujești și să-i dăruiești ce ai tu mai bun, pentru că e o vorbă la care țin mult. Acolo unde Dumnezeu și Universul dă foarte mult și cere foarte mult înapoi. Și cere să faci ceva cu tot ceea ce ți se dă. Ai o voce fenomenală, o voce care a devenit cunoscută nu doar în România, ci chiar te-aș întreba dacă tu personal crezi că ești mai cunoscută în afara țării decât în România ta natală. Da. Cum îți explici asta?
E o nișă pe care, din păcate, aici nu am mai dezvoltat-o de ceva timp. Stând și uitându-ne în urmă, înainte de Revoluție, da? La televizor se asculta, se vedea, era acea duminică în care se dădea o jumătate de oră sau o oră de Vă place opera, nu știu din poveștile părinților și ale profesorilor. Oamenii aveau o educație către a merge în săl de teatru, în săl de spectacol, care la un moment dat, datorită probabil unei informații și unei modernizări, să spunem așa, venite într-un timp foarte scurt și foarte intens, au mai pierdut-o pentru că au vrut să recupereze pe alte părți. Cumva știm că zona asta oricum rămâne acolo și vor rămâne artiștii acolo. Ei bine, lucrurile sunt așa, doar că în momentul în care nu investești și nu lași un mecanism să funcționeze natural și nu-i dai importanță, bineînțeles, el se profuiește, se uită, se demodează și cumva oamenii s-au depărtat de zona culturală, de identitatea culturală națională, de valorile noastre, ne-am îndepărtat. Ne dorim, vrem să aflăm, dar totuși încă alergăm după senzațional. Adică ne ducem doar la titluri care ne par așa mai speciale, după nume, după nume de interpreți, adică nu mergem pur și simplu pentru a învăța sau pentru a ne hrăni sau nu ne facem un obicei ca, nu știu, odată la două săptămâni sau odată pe lună măcar să pășim într-o sală de spectacol, într-o sală de specialitate culturală, să spun așa, că e teatru, că e filarmonică, că e operă sau operetă. Și totuși avem astfel de instituții și ne bucurăm de un renume internațional fantastic. Românii, să știi că în străinătate, în zona culturală, sunt văzuți ca niște maestri. Tu simți diferit publicul la tine acasă și în străinătate? Să știi că este mult mai critic în țară. Culme. Bine, mai mult sau mai puțin corect, să spunem așa, critic, dar este mult mai critic, compară mult mai mult. Niciodată n-am putut să mă supăr pe cineva care făcea comparație, de exemplu, între mine și o cântăreață de muzică ușoară, adică de mainstream, pentru că e absurdă comparație, ca și când ai compara merele cu pere. Da. N-are nicio legătură, doar simpla prezență pe scenă în fața publicului ne poate compara, să spunem, adică poate exista în acest... Da. Dar altfel suntem total diferite și abordăm lucruri pentru, cum să spun, muzica mainstream este pentru trup și muzica clasică e pentru suflet. Evident, una fără cealaltă nu pot exista, cum nici noi nu existăm un trup fără suflet, dar trebuie puțin investit în ambele zone. Ce din ce cânti tu prinde foarte bine la publicul de aici din țară? În general, piesele crossover, pop-opera, chiar și operă, să știi că oamenii au început să vină la concerte pentru un anumit fel de a cânta opera, pentru că eu îmi doresc ca oamenii să înțeleagă că muzica clasică nu este rigidă. Nu mai este ceea ce părea cândva, mă refer în rândul tinerilor. În rândul tinerilor care cumva se feresc de ideea de a merge într-un loc pe care, de exemplu, la operă, că nu înțelegem ce se întâmplă. Ei bine, la operă există subtitrare, există caiet doar de program. Doar că e sus și nu e da, jos. Da, exact. Asta e diferent. Există caiet de program în care poți să înțelegi despre ce este vorba. Evident, te interesezi puțin la ce operă mergi. Nu vei merge la un titlu extraordinar de greu, așa cum nu te vei aventura să gătești o mâncare extrem de dificilă. Sau să mergi la un film. Sau greu. Să mergi la un film, nu știu, nu se joacă în cinematografe în momentul de față Tarkovski sau altceva, dar în general nu te duci la un film extrem de greu pe care să nu-l înțelegi. Te duci undeva unde îți dă o stare de bine și știi despre ce e vorba. Și pe Netflix, dacă te uiți puțin din rezumatul acela de film, adică te interesezi. Exact așa ar trebui și cu muzica clasică, pentru că toate poveștile, de exemplu, de operă, sunt inspirate din romane. Adică nu există vreo poveste inventată că ne-am trezit noi așa verde într-o dimineață și a zis, ia mă, să iau eu așa un titlu și să inventez o poveste. Nu. Toate operele au la bază un roman, au un libret și este fascinant să descoperi, să vezi cum a putut fi creată muzica pe firul narativ și pe emoția dintr-un roman. De exemplu, dacă luăm Traviata, probabil cea mai cunoscută operă din lume, de care toată lumea măcar o dată a auzit, este scrisă după Dama cu Camelii de Alexandre Dumas. Sau Rigoletto, măcar și de la, nu știu, Înghețată, poate ai auzit de Rigoletto. Așa, este scrisă după Le Roi s'amuse de Victor Hugo. Iată o discuție mult prea serioasă pentru masa copioasă pe care ne-a pregătit-o Adi în această există seară. Există inclusiv simfonii scrise mulțumim, despre Adi. Mâncare. Mulțumim tare mult! Simfonii scrise despre mâncare? Da. Vorbește-ne simfonii. Un pic despre asta. Uite, încă există, încă este în viață una dintre cele mai mari legende românești contemporane. Mă refer la compozitorul Vladimir Cosma, alături de care eu cu cânt. Care ai colaborat da, și încă o faci. Da. Și el a scris, de exemplu, pentru muzica, pentru o serie de filme care au inspirație culinară. Supa de ceapă, usturoi în bucătărie, minestrone, tot felul de efectiv din inspirație culinară și este fabuloasă. Te rog, poftă mulțumesc, bună! Poftă bună!
hrănite, putem continua dialogul. Excelent, da? Absolut. Și vinul și mâncarea. Mulțumesc tare mult, o cină superbă. Mulțumim, Adi Hădean, pentru masă. Vreau să vorbim, pentru că ai amintit un pic mai devreme de pop-opera. Ai avut o colaborare cu Cornel Ilie. Da. Cum a fost? Extraordinară. Este prima colaborare pe care o am cu o piesă pe care o lansez, de altfel, cu un artist din mainstream, un artist pe care îl apreciez foarte mult și care mi este foarte, foarte bun prieten și un om minunat. Cum se numește piesa? Închid ochii. Se numește, da. Este compoziția lui Cornel. Noi ne știam de ceva timp, având în vedere că și el a jucat într-un musical în care trebuia la un moment dat să fiu și eu, și cumva ne-am cunoscut încă de la casting de acolo mai bine, dar și mi-am dorit tot timpul să colaborez cu el, pentru că el a avut astfel de colaborări mai neconvenționale, să le spunem așa, mai ieșite din comun, și piese tot timpul alese cu mesaj frumos, cu simțire, cu substanță. Cu simțire. Ce simți când închizi ochii? Ce ai vrea să simți cu ochii minții? Liniște, care pentru mine înseamnă fericire. Când ești fericit, mereu am spus-o și continui să cred asta, te cuprinde liniștea. Pentru că, de fapt, nu mai lupți pentru nimic, știi? Nu-ți mai dorești cu ardoare ceva, nu mai există în tine regrete sau dorințe ale lucrurilor pe care nu le-ai făcut sau nu le iei, pur și simplu liniște. Și cred că este cel mai important când închidem ochii și suntem noi cu noi înșine și ne auzim propriile bătăi ale inimii și propriile gânduri, să fie liniște. Liniște în sală este atunci când tu ești pe scenă, pentru că ai o voce senzațională. Mulțumesc. Și ai urcat pe mari scene din lumea asta mare. Pe unde ai cântat? Oi, pe unde? Pot să spun pe unde n-am cântat. E mai simplu, nu? Nu, am cântat în aproape toată Europa. M-am bucurat de colaborări cam peste tot. În câte limbi cânti? Păi am cânt și în limbi pe care nu le-am învățat neapărat în facultate și a trebuit să le învăț ulterior. De exemplu, am avut o colaborare cu opera din Cairo, unde a trebuit să învăț să cânt într-o aramaică veche, într-o egipteană, de fapt un dialect. Neînțelegând ce spui? Bineînțeles că înțelegând. Nu există un lucru pe care să îl cânt și să nu mă informez asupra lui, adică să nu știu despre ce e vorba în ceea ce cânt și să nu-mi traduc cuvânt cu cuvânt. E veșnica întrebare, ce contează mai mult, muzica sau textul? Toată lumea se întreabă, adică, bun, toată lumea care își pune o întrebare mai profundă așa despre muzică și despre însemnătate, ce e mai important, textul sau muzica? Dacă stai să te gândești, întâi a fost cuvântul și apoi muzica. Adică muzica, din punctul meu de vedere, este o împlinire, o completare a unei idei pe care o simt, sau atunci când cuvintele sunt de prisos, într-adevăr, muzica vorbește. Eu, de fapt, așa am și studiat, pentru că, până la urmă, pianul nu vorbește, pianul doar transmite ceva, muzica instrumentală transmite. Dar în ceea ce fac acum, cred că este probabil chiar mai important decât muzica, să știi ce vorbești, să știi ce transmiți. Pentru că poți să cânți oricât de frumos, dar să fii un simplu executant și să nu transmiți exact ceea ce... Și nu e o chestie de, nu știu, infatuare sau, domne, vrei tu să înțelegi tot ce vrei, tot ce cânți. Nu, este pur și simplu gândirea mea și pactul pe care l-am făcut cu mine însămi, să nu sar etape și să înțeleg ceea ce cânt și să-l trec prin propriile filtre de simțire și experiență. Poate că nu e un subiect de abordat neapărat la cină, dar sunt curioasă să aflu, Irina, pentru că ai cântat foarte mult în Rusia. Da. Cum privești tu ce se întâmplă astăzi? Mai privesc cu durere, bineînțeles, privesc cu durere, doar că nu pot să nu mă gândesc și la alte lucruri, și la alte, nu știu, masacre care s-au întâmplat de-a lungul timpului și în alte locuri. Acum, poate, nu știu, o să fiu sau nu blamată, dar lumea artistică, din păcate, în perioada pandemiei a trecut printr-un masacru constant. Este minunat că există atât de multă dorință de a ne ajuta semenii în România. Dar cred că este foarte important să ne gândim și la noi înșine și la poporul nostru și noi între noi, pe ai noștri, să-i ajutăm. Să ajutăm copii, să ajutăm oameni, să ajutăm cultura, să ne ajutăm pe noi înșine, pentru că dacă tu nu ești bine cu tine, nu poți să-i ajuți nici pe ceilalți. Ești una dintre puținele persoane din România care l-a cunoscut pe Vladimir Putin, pentru că la un moment dat ai cântat la o zi de naștere, da, a liderului de la Kremlin. Ți-ai schimbat astăzi părerea despre el? Te-aș întreba întâi cum ți s-a părut Vladimir Putin și dacă ți-ai schimbat părerea între timp. Nu am avut de la început
o părere făcută despre un om pe care nu am putut să-l cunosc decât să-l percep decât, nu știu, câteva minute, atât cât ne-am întâlnit în momentul în care eu am cântat invitată împreună cu maestrul Cosma, pentru că am fost într-un anumit context rusit, știindu-se despre cultura rusească, că este iubitoare de cultura franceză. S-a făcut acest schimb și la un moment dat, într-adevăr, a fost un eveniment care s-a făcut la Palatul Kremlin în cinstea zilei de naștere a liderului Federației Ruse, în care a fost invitat Vladimir Cosma. Iar eu am cântat, continuându-mi, cum să spun, periplul în lume alături de dumnealui pe scenă. Atunci am avut și bucuria la momentul respectiv să-l cunosc, pentru că până să se întâmple toată nebunia asta și toate lucrurile astea, eu m-am raportat la, cum să spun, la o somitate până la urmă, la un om despre care am citit mult, nu m-am gândit că îl voi întâlni, nu am stat să mă gândesc foarte mult nici după aceea ce am simțit și cum s-au desfășurat lucrurile, pentru că treaba mea a fost să cânt foarte bine și să transmit un mesaj pe care am știut și în care oamenii au crezut în momentul în care m-au adus acolo. Despre părere schimbată, ce să spun? Nu este neapărat o părere schimbată, repet, pentru că nu am avut o părere formată de la început, dar este o părere de rău, într-adevăr. Care este politicianul român cu care ți-ar plăcea să iei cina? Wow, ce întrebare! Este un lider? Este, din punctul meu de vedere, aparte de toată, de orice situație, eu neavând culoare politică și ne raportându-mă, în primul rând ca om, ca artist, dar admirând foarte mult un personaj pe care l-am cunoscut și care mi este foarte aproape de suflet, mi-ar plăcea să iau cina cu doamna Gabriela Firea, care atât pe perioada în care a condus primăria Bucureștiului, a făcut foarte multe lucruri pentru artiști. Noi atunci aveam o viață prolifică, se făceau evenimente, artiștilor li se dădea posibilitatea de exprimare, indiferent de instituția din care făceau parte sau din care nu făceau parte, cum am fost eu, să participe la niște evenimente foarte bine organizate și să dădea importanță spirituală, în primul rând, acestei zone. Înțeleg că, în fine, pandemia și toată nebunia asta care s-a năpustit și asupra României a pus în plan secundar tot ce înseamnă suflet și ne-am concentrat mai mult spre a fi sănătoși trupește, să spunem așa, ca să putem mai departe să ne reluăm lucrurile și activitatea. Dar întâlnirea mea și momentul în care am cunoscut-o pe doamna Firea au rămas în suflet și îi port în continuare un respect fenomenal și mi se pare că este o femeie de la care avem foarte multe de învățat și un exemplu pentru noi. Apropo de suflet, Irina, care ar fi cea mai emoționantă întâmplare din viața ta de artist? Sunt foarte multe întâmplări emoționante. Mi-e foarte greu să aleg una, pentru că fiecare moment în care cânt are o încărcătură specială. Bine, spune două. Da, bună. Chiar două, chiar trei. Uite, unul dintre cele mai frumoase momente pe care mi le aduc aminte a fost prezența mamei mele în sală la Teatrul Scala, când am avut primul recital acolo. De altfel, a fost și ultimul moment în care mama mea m-a văzut pe scenă. Dar emoția și bucuria pe care le-am simțit cumva în sinea mea, știind că poate fi oricând un ultim moment în care se întâmplă, faptul că m-a văzut acolo și mi-a văzut tot parcursul atunci când lucrurile s-au schimbat pentru mine într-un mod așa neașteptat, trecând de la pianistă la cântăreață de operă, la artistă lirică. Cumva văzându-mă acolo, a înțeles că sunt într-adevăr pe drumul cel bun și pentru mine, cel puțin pentru mine, a fost chiar o bucurie mai mare decât cea în care m-a văzut debutând. A rămas Scala scena ta preferată? Nu, scena mea preferată este absolut oriunde în România. Scena mea preferată este oriunde mă ascultă publicul din România, oriunde sunt în fața românilor, oriunde pot să-i privesc în ochi și simt că mă recunosc ca fiind a României. De-a lor. De-a lor. Ești de-a noastră. Da, 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 exact. Tu îi vezi de acolo, de pe scenă? Întotdeauna. Reușești să le simți și lor emoțiile? Emoțiile se transmit fantastic de mult, să știi. Adică, de fapt, asta e cumva și challenge-ul, din punctul meu de vedere, a oricărui artist, să treacă de bariera asta. Pentru că, știi, noi fiind pe scenă, suntem într-un mediu destul de ferit. Noi suntem așa, armata noastră, știi, locul nostru și publicul pe care trebuie să-l cucerești. Și există o barieră invizibilă între oamenii de pe scenă și oamenii din public pe care
trebuie să o, să o spargi, să o, să o înlături. Dar eu întotdeauna am căutat privirile oamenilor și chiar am avut multe momente în care pe scenă rugam oamenii de la lumini să le dea puțin mai încet la un moment dat pe parcurs, să pot să găsesc privirile și să mă uit în ochii lor, pentru că altfel transmiți. Momentul în care ești vulnerabil. Da, și să știi că vulnerabilitatea am învățat să o folosesc într-un mod foarte frumos pe scenă, pentru că înseamnă mult. Oamenii care privesc pe cineva pe scenă zic că, uite, ăsta e un produs, știe să-l facă atât de bine, e dintotdeauna acolo, nu are ce nicio problemă. Ce pachet frumos cu fund de roșie. Exact, dar nu se gândesc că tot parcursul până ajunge acolo este unul foarte greu, cu foarte multe frământări interioare, cu foarte multe greutăți, cu foarte multe lucruri de compromisuri până la urmă și sacrificii pe care le faci ca să fie acolo. Frica de a nu greși este foarte important de manageriat pe scenă. Te poți bloca. Da, la un moment dat. Te poți bloca și poți să trăiești pragul ăsta psihologic al umilinței, care de fapt nu există, pentru că în artă nu te umilești. Nu există o execuție perfectă, pentru că dacă noi căutăm execuții perfecte, căutăm practic roboți care să cânte ori. De fapt, ceea ce face diferența între laboratorul de cercetare științifică și arta transmisă este emoția. De la cine ai primit cel mai important mulțumesc? Am primit mesaje de la femei, în primul rând, lucru care mi se pare foarte frumos. Bineînțeles că și din partea domnilor sunt onorante cuvintele, dar să spunem că pot avea și alte, filtre de judecată. Dar din partea femeilor am primit mesaje spunându-mi se că bebelușul din pântecul lor este fericit când mă ascultă, că le-am inspirat să aibă încredere și să se liniștească și să creadă în ceva, că și-ar dori ca copiilor să poată să urmeze un drum pe care eu cumva, într-adevăr, apropo de crossover și de zona asta, de pop-opera și de musical-uri, o deschid în România. Și asta cred că și de la copii, de la foarte mulți copii care își doresc, pentru că să știi că avem o țară atât de talentată, cu atât de mulți copii minunați, care, din păcate, nu prea cred foarte mult în drumul ăsta. Se tem să meargă pe drumul ăsta pentru că consideră că la un moment dat se închide. Și cred că este de datoria noastră, a celor care suntem pe scenă și plecăm în afară, dar ne putem întoarce, să le ridicăm puțin barierele și să-i facem să înțeleagă că ăsta nu este un drum pierdut. Important este să crezi, da, poate rezultatele vin mai greu, dar momentul în care crezi în drumul ăsta și în harul pe care l-ai, nu ai cum. Nu are cum universul să nu-ți dea înapoi și ceea ce meriți. Cât de mult te-a ajutat frumusețea în carieră? Deloc. Te-a încurcat atunci? Pentru că poate fi, da, o povară. Da. Da, pentru că e, cum să spun, oamenii judecă foarte mult după aspectul fizic și cred că știi ce spun, pentru că și tu ești o femeie foarte frumoasă și sunt atâtea telespectatoare care ne privesc și care simt asta. Simt că sunt femei frumoase și care au trecut prin momentul ăsta în care primul impact a fost că ok, ești frumoasă și atât. Pentru că, din păcate, oamenii nu mai sunt obișnuiți cu mai multe calități. E frumoasă, săracă. Da, uite, vreau să spun, exact. Da, uite, apropo de asta cu frumoasa, trebuie să-ți povestesc un moment, că nici, să nu crezi că am fost așa vreo înțeleaptă sau drumul meu a fost lipsit de momente în care viața m-a încercat și mi-am luat-o frumos, așa. Original. Mi-aduc aminte că eu am intrat în anul întâi de facultate olimpică pe țară și n-am dat examenul de admitere, având locul întâi absolut în olimpiada și la muzică, ce să vezi, există aceste olimpiade. Da. O olimpiadă despre care se vorbește prea puțin spre deloc. Și nu este doar la canto, este la toate instrumentele muzicale și mai departe, într-adevăr, se remarcă încă de pe atunci copiii care vor face performanță și următoarele vârfuri ale, nu știu, interpretării pianistice, violonistice și așa mai departe din muzică. Revenind, nu pot să spun că n-am trecut și eu prin orgoliu ăsta, autosuficiență, i-aș spune. Băi, eu sunt pianistă, eu învăț repede. Băi, am intrat fără... Eu sunt copilul minune. Toți ochii sunt ațintiți asupra mea. M-am simțit, evident, măgulită, dar foarte bine și m-am încărcat așa de un soi de lăcomie, de un egoism, de un egocentrism. Adică am trecut și prin partea asta, prin situațiile astea din viață și le-am simțit puternic și am avut un examen de canto, de exemplu, prin anul 2, cred, în care nu studiasem mai nimic, cântam, făceam tot felul de... Adică începusem să neglijez ceea ce profesorul meu mi-a spus întotdeauna să nu fac. Adică să sar peste etape și doar pentru că am performanțe și sunt pe scenă, asta nu înseamnă că eu nu trebuie să studiez în continuare și să las din mână ABC-ul cântatului, pentru că
vocea ține cât ești tânăr, pentru că te duce tinerețea, dar apoi nu mai poți să mai faci nimic. Iar când vei avea mai mare nevoie de voce și de tehnică, în așa fel încât să duci spectacole multe sau concerte, te va lăsa dacă ai sărit etape. Ei bine, eu am făcut asta, am sărit etape, care mai târziu au bătut la ușă și au zis: hei, mai știi când n-ai învățat să faci asta? Ia să înveți tu acum, că uite, nu poți, te lovești de asta și nu știi cum să o rezolvi. Și mi-a spus profesorul meu, eu după ce cântasem într-un examen, ca să spun așa, relativ mediocru, m-am dus așa plină de... Dar având că o zi înainte un spectacol frumos care mi-a ieșit foarte bine, la care profesorul meu fusese în sală și m-a felicitase, la examen m-am dus ca o floare. Și m-am uitat așa la maestrul Voineag, este vorba despre maestrul Nel Voineag, profesorul meu din facultate, din conservator, și mi-a zis: maestră, băi, cum am cântat, n-am fost extraordinară. S-a uitat la mine și a spus: Irina, ai cântat frumoasă. Exprimă perfect. Am murit. Deci din momentul ăla am zis: ai vrut să cânti deștept. Exact. Am zis: Doamne, prefer să mi se spună de milion de ori că sunt deșteaptă și cânt bine decât că sunt frumoasă sau cânt frumos. Vine vara acea mult iubită de tine. Unde pleci în vacanță? Am fost într-o vacanță permanentă aproape 2 ani cu mici escapade mai degrabă. Ești recuperări? Da, bineînțeles. Chiar am mulțumesc lui Dumnezeu că agenda începe să se umple, evenimentele vin. Chiar mă bucur de un turneu pe care îl fac anul acesta în 10 orașe, primul turneu național care îmi poartă semnătura, alături de Orchestra Simfonică București. Și am făcut un repertoriu care pleacă cumva nu doar de la clasici, ci își pune accentul pe perioada interbelică, pe artiștii români, pe legendele noastre pe care ar fi păcat să le uităm și cărora trebuie să le aducem cât un omagiu, pentru că suntem cine suntem fiecare dintre noi, cu câte puțin din ce au lăsat ei. Este o experiență pe care oamenii din România trebuie să o trăiască. Trebuie să o trăiască, pentru că este atât de frumoasă și înălțătoare încât este păcat. Pentru că mai târziu va veni și reversul medaliei, în care vor spune: nu am avut ocazia să participăm la așa ceva de nu înțelegem. Ori iată că ocaziile vin. Ne oprim pentru o foarte scurtă pauză. Sigur. De publicitate. Ne întoarcem în doar câteva momente. Rămâneți cu noi! Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină, susținută de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Freshful continuă după publicitate. Bine ați revenit! Sunteți La Cină, emisiune oferită de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Freshful. Ne-am întors, suntem la cină în această seară cu un invitat special. Irina Baianț este cu noi. Am pronunțat bine, perfect. Da? Am această curiozitate și nu mă pot abține să întreb: cum îți alegi rochiile de scenă? Pentru că ești mereu spectaculoasă, fie că vorbim despre operă, despre musical, despre un concert cu Orchestra Simfonică București. Eu la capitolul rochii sunt, cred că este unul dintre cele mai neorganizate capitole din viața mea. Te-am prins. Apropo de cu ce o să mă îmbrac la o emisiune sau la un spectacol, mă hotărăsc foarte târziu. De s-a obicei... hotărât cu 2 ore înainte de această emisiune. Da, exact. Și îți mulțumesc că tu, de fapt, m-ai făcut să mă hotărăsc. Altfel nu știu ce aș fi făcut. Da, mă hotărăsc greu. E o chestie de feeling. În general încerc să-mi adaptez ținuta la repertoriu pe care îl cânt. Niciodată nu mi-a plăcut să, nu știu, cânt o operă îmbrăcată mult prea sexy sau să cânt muzică, nu știu, musical, pop-opera, adică să mă duc într-o zonă în care sunt accente de band, de secție ritmică, adică de mai moderne, și să fiu îmbrăcată într-o trufă perfectă care urcă și coboară de pe scenă. Deci, cu crinolină. Da. Nu, asta nu. Dar, în general, niște direcții există. Îmi plac hainele foarte simple. Cred că frumusețea unei femei stă în simplitate și eleganță. Asta este părerea mea. În sine, ceea ce fac eu e mai excentric. Cum, când, ce fac. Adică dacă aș mai aduce vreun element din ăsta de... uf, de gâscă sau ce știu ce lucruri ciudate, mi s-ar părea puțin prea mult. Iar eu sunt un om foarte simplu în esență. Adică port absolut orice îmi place și ce îmi vine bine. Și în care mă simt bine, indiferent că, nu știu, este un brand accesibil oricui sau că este ceva mai scump, mai excentric.
Îți înnebunești vecinii cu vocalize? Măi, nu, să știi că nu. Nu. Niciodată sub duș acasă? Ba da, mai cânt, dar eu întotdeauna am avut niște vecini destul de îngăduitori. Mai puțin vecina de sub mine care se mai supără din când în când. Scuze. Și mai bate calorifer. Câteodată când mai studiez seara sau duminica la prânz. Dar am și evitat foarte mult să studiez acasă, adică să mă apuc să fac vocalize. Încălziri din asta așa fine mai fac. Sau mai studiez tehnic, mai cânt la pian destul de mult. Dar am încercat să evit să scot sunete deranjante. Și oricum nu după ora 21-22 când asta. Se pot culca vecinii. Da, să zicem că da. Ar suna bine să zicem că da, dar orele mele de studiu sunt ciudățele. Pe final de emisiune, Irina, mai sunt 10 întrebări. Ele vin ca un chestionar din partea mea, dar te rog să te simți liberă să răspunzi cât crezi de cuvință. Da. Prima întrebare, poate cea mai grea, cum stai cu dragostea? Foarte bine, eu întotdeauna sunt veșnic îndrăgostită, pentru că dacă nu ești, înseamnă că nu poți fi creativ și nu poți dărui oamenilor din iubirea pe care o ai. Cine te așteaptă acasă? Tata și prietena mea cea mai bună. Când ai plâns ultima dată? Aseară. De încărcătură, de emoție, ca un fel de descărcare după o serie de evenimente dificile. Ce te impresionează mai tare, un copil sau un bătrân? Oameni aflați în situații limită, situații dificile. În principiu bătrânii, dar aș merge și către animale. Explici de ce? Probabil pentru empatia pe care o am avându-l pe tata destul de în vârstă anul acesta. Tatăl meu face 92 de ani. Mulțumim. Și este cam singura rudă care mi-a mai rămas în viață, la care mă mai raportez ca rădăcini. Și atunci întotdeauna am trăit așa cu diferența asta de vârstă și m-am temut de momentul în care tata ar putea fi neajutorat. Și probabil că de asta și empatizez mai mult cu oamenii care au făcut multe la viața lor și... acum nu mai are cine să le dea un pahar cu apă sau să-i ajute. Mă emoționează mult mai mult bătrânii. De cine ți este foarte dor astăzi? De mama, cel mai dor. Și de stări foarte multe, de stări frumoase îmi este dor. Am învățat de-a lungul timpului să nu mai fac atașamente de oameni. De persoane, da. În schimb, fac atașamente de stări și caut stări frumoase și trăiri și emoții în tot ceea ce este în jurul meu. Într-un miros, într-o floare, într-un animal, într-o vorbă bună, într-o... Care e starea care ți lipsește? Săptămâna asta, luna asta? Starea de meditație și de rugăciune, de introvertire. Asta îmi lipsește foarte mult, pentru că fiind o perioadă extraordinar de plină cu evenimente și cu lucruri de făcut, de organizat, de gândit, cu discuții, cu întâlniri, cu studiu, cu repetiții, cu învățat, cu... adică unul dintre acele momente din viața mea în care lucrurile, timpul se comprimă și trebuie să faci foarte, foarte mult într-un timp foarte scurt, îmi lipsește chestia asta, îmi lipsește, pentru că eu sunt un om așa cu niște, cum să le spun... Mergi la biserică? Da, merg la biserică. Nu merg constant, nu mă duc la biserică așa, nu știu, duminică de duminică, dar am o legătură specială cu divinitatea și mă rog mult. Ultima carte citită este? Fata de la marginea lumii de Cărtărescu. Este o carte cu povești mici care spun foarte multe despre simțire. Minunată, chiar o recomand. Ultimul act de caritate pe care l-ai făcut? Donare, bine, nu e chiar de caritate, donez sânge, chiar m-am alăturat încă din iarnă unei campanii de donare de sânge și fac chestia asta, mai ales că lângă mine unde locuiesc este un centru foarte mare de transfuzie, de sânge. Am crezut întotdeauna în modul ăsta de a ajuta oamenii și știi ce mai cred foarte mult? În energia pe care o transmiți în momentul în care faci ceva, în care dai o haină, o pâine, un ban sau o parte din tine. Ce nu-ți place la români? Specializarea lor în absolut toate domeniile. Nu doar fotbal și politică, acum le știu pe toate, da. Nu, să vedeți ce profesor de canto am eu pe rețelele de socializare și ce păreri fabuloase despre actul interpretativ. Nu, românii sunt un popor extraordinar de talentat. Românii sunt deștepți. Din păcate, ce le lipsește din punctul meu de vedere românilor este consistența.
este o direcție și este constanța în a merge către direcția respectivă. Foarte, foarte influențabil, pe cât de deștept sunt și ar putea găsi probabil soluții în absolut orice domeniu sau situație în care s-ar afla și este cunoscută treaba asta despre români. Din păcate, sunt influențabili și nu văd mai departe de un punct. Foarte ușor fac comparații, foarte ușor se erijează în conesori ale unor lucruri care, din păcate, îi depășesc sau pe care nu le-am înțeles cum trebuie și le cataloghează ca fiind un fapt. Este ultima întrebare. Ce te-ar face mai fericită decât ești astăzi? Probabil că timpul este cea mai importantă resursă a oamenilor. Și dacă aș putea să fac ceva ca să fiu mai fericită, ar fi să am mai mult timp sau să dau timpul înapoi. Mulțumesc frumos pentru acest timp de calitate petrecut împreună în fața camerelor de filmat la o cină pregătită de Adi Hădean. Splendid, îți mulțumesc! Și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă mulțumim foarte mult pentru că ne-ați primit și în această seară de sâmbătă în casele dumneavoastră. Vă dau întâlnire din nou săptămâna viitoare, ora 21, Digi24, la cină. Pe curând! Emisiunea v-a fost oferită de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Freshful. Ne revedem săptămâna viitoare!